surâzător, Liviu Dragnea, da, și umăr la umăr. De mult ca la nominalizare. Nu o să răspund la întrebări doar astăzi. Am avut o întâlnire, din punctul meu de vedere, bună și necesară. O discuție destul de lămuritoare. Primul ministru ne-a prezentat câteva măsuri care trebuie luate pentru a nu fi probleme în ceea ce înseamnă programul de guvernare, implementarea programului de guvernare. Bineînțeles că asta a fost o discuție nestatutară. Vom discuta aceste lucruri cu Comitetul Executiv Național și eu cred că argumentele prezentate astăzi la această întâlnire informală, dacă vor fi prezentate și în CEX, din punctul meu de vedere, nu vor putea fi probleme. De asemenea, am discutat și despre proiectul de buget și despre celelalte măsuri financiare. Din punctul meu de vedere, vestea bună este că bugetul pe anul viitor, cuprinzând toate măsurile din program, este un buget bun, echilibrat și cu prevederi mai mari în zonele unde ne interesează. Despre ce măsuri este programul de guvernare de vorbit? Care urmează să fie remaniat? Facem două declarații, am aceeași părere, discuția a fost lungă, n-a fost numai în doi, au fost mai mulți colegi, s-a hotărât și sunt de acord cu acest lucru ca decizia finală să fie luată în statutar, de exemplu la CEX, joi am înțeles că îl facem, după amiază când venim de la Căreva, pe următoarele direcții clare. Raporturile dintre guvern și partid, plecând de la premiza că guvernul, recunoscută guvernul, este un guvern politic, dar la nivelul de implicare al anumitor structuri din partid pe activitatea guvernamentală, lucrurile trebuie clarificate. De am stabilit împreună zona de remaniere, remaniabili, nu o să vă facem fericiți acum cu numele și cu propunerile și cu portofoliile, ci după CEX. Cam atât. Domnule prim-ministru, ați anunțat deja o listă de remaniabili. Nu ne puteți spune dacă rămâne acea listă? A fost nevoie de o discuție mai întâi cu președintele Klaus Iohannis și abia apoi discuția cu președintele, Klaus Iohannis a fost să-l întreb dacă este dispus sau săptămâna asta dacă este pentru a semna actele. Doi, pe o informare despre ce s-a întâmplat la Varna, domnia sa fiind totuși reprezentantul pe politica externă. Exact. Ce e nevoie